Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În luna mai, capricornii vor avea o bună ocazie de a-și demonstra profesionalismul. Profitând de ocazie, trebuie să mergi mai departe cu succes. Vei avea nevoie de multă putere pentru a păstra ceea ce ai. Rudele și oamenii apropiați îți vor oferi un sprijin extraordinar în momentele dificile. Din 10 mai până pe 3 iunie, Mercur se mișcă retrograd, creând obstacole și tot felul de întârzieri. La încheierea unor contracte importante, ai grijă de completarea corectă a documentelor și de siguranța acestora în viitor. Luna este propice pentru analize detaliate și modificări ale planurilor. Potrivit astrelor, capricornii profesiilor creative vor reuși cu siguranță în luna mai, muzicieni, cântăreți, compozitori, artiști, actori de teatru și film. Reprezentanților creativei zodiei li se garantează o decolare creativă, înmulțită de atenția sporită a publicului larg. Dragoste. O problemă importantă pentru toți capricornii va fi viața lor intimă. Reprezentanții semnului care au deja o familie vor fi nedumeriți cum să-și diversifice viața și să o facă mai strălucitoare. Capricornii singuri vor dori să experimenteze. Pentru burlaci, mai va fi o lună bună în ceea ce privește noile cunoștințe. Trebuie să depui mult efort dacă vrei să fii într-o relație de lungă durată cu cineva. Și nu uita că trebuie să plătești pentru tot. Vor fi multe tentații în a doua jumătate a lunii. Va apărea un bărbat din trecut care va amesteca toate cărțile pentru tine. Mulți pot fi atrași de aventură, doar ai grijă să nu ți-o pui cu bărbații care nu sunt liberi. Oricine este cufundat în viața de familie poate evita scandalul doar dacă petrece mai mult timp cu persoana iubită. Sănătatea. În prima decadă a lunii mai, capricornii pot experimenta exacerbări ale bolilor cronice ale sistemului digestiv. Ai nevoie de o dietă cruntă, care nu numai că va descărca corpul, dar te va ajuta și la ameliorarea inflamației acute. În plus, respectând o alimentație adecvată, poți pierde câteva kilograme în plus. Evită complet alimentele picante, prăjite și alcoolul. Riscul de intoxicație alimentară crește și el, așa că ai grijă în cafenele și restaurante. În a doua decadă a lunii, vei simți un val de forță. Funcțiile de protecție ale organismului vor fi întărite, ceea ce te va ajuta să eviți infecțiile grave. În această perioadă, este bine să faci sport. Joggingul de dimineață și înotul îți vor face bine. Încearcă să faci un duș de contrast, acesta va crește circulația sângelui și îți va tonifica toată ziua. Banii. Primele 10 zile ale lunii mai vor avea succes pentru capricornii carieriști. Poți fi sigură că norocul te însoțește chiar și în cele mai dificile cazuri. Oamenii de jocuri de noroc își vor putea crește și ei veniturile. Va trebui să rezolvi niște probleme serioase de care depinde soarta multora. Trebuie să-ți aduni curajul pentru a-ți asuma o sarcină serioasă. Tensiunea va crește spre sfârșitul lunii. Munca intelectuală și fizică îți va consuma multă energie. În acest sens, sunt posibile greșeli în munca de zi cu zi, neglijențe enervante și ghinion. La sfârșitul lunii mai, este mai bine să nu planifici negocieri și înțelegeri serioase. Dacă dorești să cumperi imobile, amână această problemă până la vremuri mai bune. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!